practic, vaccinul nostru este un fake al virusului adevărat. Deci, probabil așa se poate explica cel mai ușor cam ce este vaccinul nostru. Deci, vaccinul nostru este o moleculă care arată ca și cum ar fi un virus adevărat, cu două modificări esențiale. Prima modificare esențială este că acest vaccin este o moleculă incompetentă în a se replica. Ceea ce înseamnă că dacă noi îl injectăm, fenomenul acesta viral de creștere exponențială nu se produce. Deci, practic, injectăm cantități super controlate și foarte, foarte infime în comparație cu titrul la care poate să ajungă un virus în organism. A doua componentă esențială este că aceste molecule au introdusă o casetă genetică. Deci, practic, sunt deprivate de potențialul de a se replica. Anumite gene sunt scoase. În același timp, li se introduce o casetă genetică suplimentară care face posibilă expresia antigenului specific pentru SARS-CoV-2 în acest caz. Această platformă o folosim pentru diverse virusuri. Deci, noi lucram deja de o vreme la un vaccin împotriva SARS și MERS. Deci, SARS și MERS sunt două virusuri care practic sunt din aceeași clasă a coronavirusurilor. Deci, ideea că noi practic am descoperit un vaccin într-un an nu este tocmai corectă. Deci, cercetarea a început cu mult înainte. Virusul a fost cât de cât cunoscut, mă rog, chestia foarte specifică legată de COVID-19 nu a fost cunoscută până nu s-a făcut secvențarea, dar practic ideea în sine exista dinainte, deci se lucra deja la ea. Piața Victoriei la Europa FM.